Mădălin Hodor, invitatul meu pe această temă, istoric și cercetător. Bine v-am găsit, domnule Hodor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența aici la Euronews România. Mulțumesc pentru invitație. Iată, domnule Hodor, un moment trist din istoria României. Astăzi vedem totuși aceste audieri din nou la parchetul general, o etapă în proces de informare din nou, de aducere la cunoștință a acuzaților, în cazul mai multor persoane care au ajuns astăzi la parchetul general. Da, am mai avut o intervenție pe tema dosarului Mineradă chiar la dumneavoastră la Euronews și spuneam atunci, era vorba de pasul procedural făcut prin aprobarea de către președintele Iohannis a începerii urmăririi penale în cazul a două persoane. Iată că astăzi avem punerea sub învinuire a celor doi plus alte câteva persoane. Sunt deja 100% sigur că mâine vom avea și punerea sub învinuire a lui Ion Iliescu, motivul pentru care probabil nu a fost astăzi învinuit este cel pe care l-a motivat procurorii. Dânsul n-a putut veni astăzi la parchet pentru a-i se aduce la cunoștință învinuirile, așa că probabil mâine se vor deplasa procurorii la domiciliul lui Ion Iliescu pentru a-i aduce la cunoștință aceste învinuiri, pentru că e mai mult decât sigur că Ion Iliescu va completa lista celor învinuiți. Aș vrea să citesc puțin din probatoriul pe care l-au comunicat astăzi cei de la Ministerul Public în mod oficial. În luna iunie 1990, persoane cu funcție de decizie în statul român la acel moment, printre care Petre Roman, Voiculescu, Gelu Voican, ajutați de alte persoane apropiate puterii sau care o sprijineau, aici vorbesc de Măgureanu Virgil, directorul SRI, Sârbu Adrian, consilierul premierului, au lansat o politică de represiune împotriva populației civile din capitală, în urma căreia au fost ucise 4 persoane, 2 persoane au fost violate, s-a vătămat integritatea fizică sau psihică a peste 1300 de persoane și au fost persecutate prin lipsirea nelegală de libertate peste 1200 de persoane. Vorbim de cei care au fost închiși, dacă mi-aduc aminte bine, vorbim de 7 zile, la Măgurele și în Băneasa. Da, așa este. E vorba despre acele persoane care au fost pur și simplu ridicate de pe stradă în acele zile, fără niciun fel de mandat de arestare. Majoritatea dintre ele au fost reținute, folosesc cuvântul reținut, nu sub aspectul legal, ci pur și simplu ca asta s-a întâmplat, au fost ridicate de pe stradă de civili, de mineri, de reprezentanți ai forțelor de ordine, fără niciun fel de mandat și duși la acea unitate militară care aparținuse până în decembrie 1989 trupelor de securitate și acum se numea jandarmerie, lângă București, la Măgurele, deținuți în niște condiții absolut înfierătoare, claie peste grămadă, fără apă, fără alimente, bătuți, umiliți, așa cum spuneați dumneavoastră, câteva zile. Deci, pe lângă violențele care au avut loc pe străzi, a existat și această operațiune, zic eu, cum spun și procurorii, de privare de libertate acestor persoane, care ulterior au fost eliberate tot așa, fără niciun fel de act, fără niciun fel de procedură, așa cum ar fi fost normal, zic eu, într-un stat democratic. Dacă puteți să readuceți, să readucem aminte și aș vrea înainte să începem discuția, avem un fragment dintr-o declarație de a lui Ion Iliescu din iunie 1990. Aș vrea să o urmărim împreună, după care să revenim asupra subiectului. Am să-i rog pe colegii mei să ne pună acea înregistrare. Mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat, la chemarea noastră. Delegația de mineri, în frunte cu domnul Cosma, se va deplasa spre piața Universității, pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Solidaritate muncitorească, în frunte cu domnul Cosma, minerii se vor deplasa către piața Universității pe care dorim să o stăpânească, să o ocupe. Să o reocupați dumneavoastră, spune. Să o reocupați dumneavoastră. Iliescu.
Da, e vorba de discursul ținut de Ion Iliescu în dimineața zilei de 14 iunie, în fața minerilor care abia sosiseră în București cu garniturile de tren, cu autobuze, mă rog, o deplasare organizată la cererea și organizată practic de autorități, și sunt direcționați de către Ion Iliescu spre piața Universității în acea dimineață de 14 iunie. De precizat, pentru cei care nu-și mai aduc aminte evenimentele, aici, sigur, discutăm de câteva lucruri, zic eu, importante de menționat. În primul rând, represiunea împotriva manifestanților din piața Universității a început în dimineața zilei de 13 iunie. Această represiune a fost desfășurată de forțele de ordine ale statului român, nu de mineri. În 13 iunie, în București, nu sunt mineri. În dimineața intervin forțele de ordine ale Ministerului de Interne, Brigada Antiteror a Serviciului Român de Informații, alte forțe de ordine. Ei sunt cei care declanșează această represiune în 13 iunie. Urmează scenele de violență din 13 iunie, care sunt transmise de televiziune sub o formă de manipulare, în care țara, restul țării este informată că sunt tulburări în București generate de extrem de diversi oameni care vor să răstoarne guvernul. Deci, ce vreau să precizez încă o dată, ca să se înțeleagă: represiunea a fost începută de autoritățile statului. Minerii ajung în București în 14, când deja situația era extrem de violențele avuseseră deja loc, avuseseră chiar și victimele, despre care apar în rechizitoriu cei patru oameni împușcați. Deci, în 14 iunie dimineață, când Iliescu le spune minerilor: mergeți și ocupați piața Universității, piața Universității era goală. Minerii se îndreaptă spre piața Universității și apoi se răspândesc în zonele centrale din București, sunt dirijați către sediile partidelor de opoziție, către redacțiile ziarelor care criticau guvernul. Se formează echipe care patrulează pe străzi și pur și simplu și începe o operațiune de violență dirijată asupra populației civile. Oamenii erau bătuți pe stradă doar pentru că li se părea minerilor că sunt intelectuali sau că poartă barbă, că au blugi sau că au ochelari. Deci această violență a minerilor din 14, care va continua și în zilele următoare, este cea care este declanșată de acel îndemn al lui Ion Iliescu. Deci vorbim de o represiune în două etape. Prima este cea a statului, care apoi folosește minerii pentru a continua reprimarea populației și a teroriza pe cei care fuseseră în piața Universității și pe bucureștenii care încercau să se solidarizeze cu manifestanții. Dacă ne aducem aminte și poate, dacă vă rog frumos să le explicați celor care ne privesc, că existau și alte proteste undeva în luna aprilie, dacă nu mă înșel, și manifestații, și că, de fapt, au fost voci care au spus că acolo a fost izvorul represiunii din iunie 1990. Da, vă referiți cu siguranță la meetingul din 22 aprilie, care a început acolo, de acolo a început practic piața Universității, însă lucrurile începuseră de fapt din ianuarie 1990. Primele manifestații organizate fie de partidele de opoziție, fie de voci ale societății timide, civile, care începuse să apară după decembrie 89, oameni care erau de fapt nemulțumiți de un lucru, și anume de restaurația pe care noua putere de la București o făcea, pentru că după Revoluția din decembrie 89, așteptările unei părți a populației, și aici ar trebui să fim cinstiți și să spunem lucrul ăsta, că nu toată populația era revoltată de ceea ce se întâmpla în România. Erau câțiva oameni care își pusese speranțele că Revoluția din 89 va duce efectiv la schimbarea radicală a orientării țării și a societatea românească, că va instaura democrația și țara se va orienta spre vest. Cei care au văzut că în decembrie 80, de la sfârșitul lui decembrie, începutul ianuarie, lucrurile nu
vor sta așa, că noua putere de la București nu intenționează, de exemplu, să părăsească sfera de influență sovietică, că măsurile pe care Ion Iliescu și cei din jurul lui încep să le ia, amintesc mai degrabă de o perestroică, de un comunism moderat decât de o trecere la democrație, toate aceste persoane au început să se coaguleze în mișcări de rezistență, de protest încă din ianuarie. Mineriada despre care vorbim în iunie este a treia venire a minerilor în București. Au venit o dată aduși în ianuarie, o dată aduși în februarie și au mai venit și acum în iunie. Minerii erau deja o forță pe care guvernul noua putere de la București o folosise deja și în perioada anterioară lui iunie 90 împotriva opoziției și împotriva cetățenilor care contestau. Astăzi, domnule Hodor, am văzut la parchetul general mai multe figuri marcante ale evenimentelor de acolo. Ce înseamnă pentru societatea românească faptul că, iată, vedem din nou, vorbim de Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman, Adrian Sârbu, care au ajuns astăzi la parchet, că nu există încă o decizie sau niște vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat atunci? Din punctul meu de vedere, sigur, vinovați există și nu cred că vreo persoană care este de bună credință poate să aibă dubii legate de implicarea acestor persoane. Din punctul meu de vedere, implicarea lor, vinovăția lor este dincolo de orice dubiu. Sigur, eu nu sunt procuror, nici jurist, nici judecător, dar îmi permit să formulez această opinie ca istoric, ca om care a citit ceva documente legate de evenimentele respective. Eu nu am niciun dubiu referitor la vinovăție și, nu știu, încă o dată, repet, nu știu dacă există vreo persoană de bună credință în România care să conteste lucrul ăsta. A dovedi acest lucru și a le trimite în judecată este însă cu tot o altă discuție, iar lungimea acestui proces este o poveste în sine. Povestea dosarului Mineriadei, care este cu un fel de a doua parte a dosarului Revoluției, e un episod epic în istoria României post-decembriste. Care nu are, din păcate, nici până în momentul de față o concluzie. Știu că dumneavoastră ați cercetat în amănunt dosarele Revoluției. Și vedem, spuneați că dosarul Mineriade este cumva o extensie sau partea a doua a acestui dosar. Da, sigur că este. De fapt, în opinia mea, Mineriada din iunie 1990 trebuie văzută ca o parte a evenimentelor care au început în decembrie 1989, pentru că ceea ce s-a întâmplat în perioada de după decembrie 89 a fost o încercare de continuare a acelei revoluții începute în stradă în Timișoara în 89, care avea ca scop maximal instalarea democrației în România și trecerea României în zona de vest, în adoptarea sistemului de valori occidental, pentru că asta și-a dorit acea minoritate care a făcut revoluția. În iunie 1990, revoluția din decembrie 89 este reprimată în mod definitiv de urmașii regimului lui Nicolae Ceaușescu. Dacă ne uităm la persoanele care au poziții cheie în ministerele de forță, vedem, de exemplu, pe generalul Chițac, care a condus represiunea de la Timișoara. El este în iunie 90 în Ministerul de Interne. Generalul Stănculescu, care a condus represiunea de la Timișoara, este ministrul apărării. Practic, aceiași oameni pe care Nicolae Ceaușescu a folosit în decembrie 89 sunt folosiți de iunie 90. Sigur, nu mai mor atât de mulți oameni ca în decembrie, dar mecanismele sunt aceleași, forțele sunt aceleași, manipularea este foarte similară cu ce s-a întâmplat în 89. De aceea, din punctul meu de vedere, aceste două dosare ar trebui văzute ca o succesiune firească acestor evenimente istorice, iar responsabilitățile sunt, desigur, destul de clar conturate. De ce considerați că s-a întins pe o perioadă atât de lungă acest dosar?
Cred că au fost mai multe motive și mai multe etape ale parcursului dosarului. Ca și în dosarul Revoluției, evident, a existat o perioadă în care a fost o influență puternică politică. A fost cu siguranță că procurorii sau cei care au încercat să instrumenteze ambele dosare au fost sub presiune de a nu face lucrul ăsta. Dosarele au fost ținute pe loc, declarațiile martorilor au fost trunchiate, dovezile au fost mușamalizate și așa mai departe. Și aici vorbim cu siguranță de anii 90, când Ion Iliescu, cei din jurul lui, guvernul, erau direct interesați ca această anchetă să nu se finalizeze, evident, pentru că erau cei care ar fi fost trași la răspundere. Vorbim apoi de perioada anilor 2000, când deja nu mai este vorba despre acest lucru, ci este vorba despre incapacitatea justiției de a articula aceste dosare și de a le gestiona, rechizitorii făcute mai mult sau mai puțin pe genunchi, lipsa cadrului legal, pentru că iarăși aici vă atrag atenția că discutăm în ambele dosare, și în cel al Revoluției și în cel al mineriei, despre infracțiuni contra umanității, deci este nevoie de un capitol, de folosirea unui capitol special din legislația internațională pentru a pedepsi aceste fapte, pentru că dacă procurorii nu încadrează la infracțiuni contra umanității, faptele ar fi prescrise și nu ar putea nici măcar să înceapă urmărirea penală. Deci, cu siguranță, au fost mai multe cauze care au condus la tărăgânarea acestui proces. Sigur că există această perspectivă. Justiția întârziată nu mai este justiție. Nu vreau să fiu în pielea oamenilor care au fost bătuți de mineri acum 30 și ceva de ani și tot se uită la televizor și văd dosarul mineria de ba se deschide, ba se închide, ba mai trebuie făcut ceva, ba mai este plimbat între instanțe, ba este dat înapoi, ba se reface rechizitoriu și așa mai departe. Adică, cu siguranță, oamenii aceștia și-au pierdut speranța că vor vedea o finalitate a dosarului. Eu însă sper ca el să ajungă în instanță, pentru că eu cred că în acel moment vom avea posibilitatea să aflăm mult mai multe lucruri în cadrul procesului decât scriu procurorii în rechizitoriu. Adică vă referiți că probabil o mare parte din ceea ce s-a întâmplat acolo va ieși la iveală, informații care ulterior unei sentințe vor fi făcute publice. Da, eu cred că vor exista mărturii, vor fi chemați oameni care vor spune multe lucruri, vor fi accesate, cred, și alte tipuri de dovezi, de arhive, vor trebui instituțiile statului să pună la dispoziția judecătorilor documente care vor trebui declasificate și care privesc aceste evenimente. Eu am văzut în rechizitoriu, de exemplu, că este menționat Serviciul Român de Informații cu directorul implicat, dar n-am văzut sau am văzut foarte puține referiri la ofițerii de securitate care acționau în cadrul embrionului Temutei 2 și un sfert, care au acționat acolo în piața universității. Că sunt niște lucruri care cu siguranță ne vor arăta o imagine mai completă a ceea ce s-a întâmplat și sunt de asemenea foarte interesat ca publicul să afle că, de exemplu, la această mineriadă, pentru că ea este cunoscută ca mineriadă, doar pentru că avem aceste imagini cu minerii care bat oameni pe stradă, dar în realitate la această represiune au participat, pe lângă forțele statului și mineri, au participat foarte mulți muncitori din București, au participat bucureșteni la aceste bătăi de pe stradă. Și asta cred eu că va fi destul de interesant în momentul în care vor exista aceste mărturii și dosarul va ajunge în instanță, cu siguranță publicul va afla multe detalii care probabil astăzi fie s-au uitat, fie sunt considerate scapă atenției publice. Este dosarul Mineriadei împreună cu dosarul Revoluției o rană neînchisă a societății românești? Cu siguranță că este. Bineînțeles că este.
Este mai mult decât o rană deschisă și aici, evident, mă refer la oamenii care au suferit direct, la familiile celor care fie au decedat, fie au suferit răni care le-au afectat viața, cei direct implicați. E sigur că este o rană, dar este o rană a întregii societăți. Este o rană deschisă care sapă la temelia încrederii publice în justiția din România, pentru că dacă ai un dosar pe care nu poți să-l rezolvi 35 de ani, asta nu are cum să contribuie la consolidarea încrederii populației că justiția funcționează. Din punctul meu de vedere, este o mare problemă pe care justiția din România o are cu aceste două dosare și dacă ele vor continua să fie tărăgănate și această poveste nu va avea un final, oricare ar fi el, nu cred că lucrurile vor sta bine. După ce acest dosar s-a reîntors la procurorii parchetului militar pentru reinstrumentare și vedem acum cumva procedurile reluate, sunteți optimist că va avea o finalizare mai rapidă sau undeva în viitorul apropiat? Sincer vă spun, îmi este greu să fac o predicție. Sigur că eu mențin speranța, așa cum mențin speranța și că rechizitorul din dosarul Revoluției va ajunge să se judece în tribunal. Dar am sperat de atâtea ori și am fost de atâtea ori în această situație, comentând de atâtea ori redeschideri de dosar și trimiteri de inculpați în instanță, pentru ca după câteva luni de zile, un an de zile, să văd că rechizitoriu ba se întoarce la procurori pentru că nu știu ce n-au făcut sau n-au încadrat corect sau au pus materiale în rechizitoriu care nu aveau ce căuta acolo. Am văzut de prea multe ori acest ping-pong cu dosarul Revoluției și dosarul Mineriade încât să Să mai. fiu 100% entuziast. O ultimă întrebare, domnule Hodor, pentru că vorbeam de fostul președinte Ion Iliescu, care spuneați dumneavoastră la începutul acestei discuții că nu aveți niciun dubiu că și Ion Iliescu va fi pus mâine sub acuzare. Care considerați, și din ce ați cercetat dumneavoastră, și din ce ați citit, și din ce știți, că a fost rolul lui Ion Iliescu în evenimentele din iunie 1990? Ion Iliescu, în mod evident, a avut ultimul cuvânt de spus, a avut un rol decisiv în decizia, pentru că decizia de a porni așa numita operațiune de evacuare a pieței universității, care a avut loc în dimineața zilei de 13 și care, practic, a marcat începutul Mineriadei din 13-15 iunie 90, a fost într-o ședință la care au participat toți acești factori de decizie. Unii dintre ei sunt, iată, învinuiți astăzi în dosare. În această ședință a fost și Ion Iliescu. Ion Iliescu a avut cuvântul final și a spus da, să se intervină în forță pentru eliberarea pieței universității de manifestanți. Deci, implicarea lui este absolut dincolo de orice dubiu și direct, este omul care a decis această acțiune pe care noi o numim astăzi mineriadă. Cu eșalonul 2 și 3, așa cum scriau publicațiile vremii, Petre Roman, care avea funcția de prim-ministru, și Gelu Voican Voiculescu, care era viceprim-ministru în perioada respectivă. Da, și ceilalți care au îndeplinit ordinul lui Ion Iliescu și au purces la această operațiune eu folosesc termenul represiune, poate alții au o problemă cu termenul ăsta, dar din punctul meu de vedere, mai ales, repet, văzând similitudinea cu decembrie 89, doar nu-l avem pe Nicolae Ceaușescu și l-avem pe Ion Rest. Iliescu. În rest, toate lucrurile sunt aproape identice. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hodor, pentru explicații, pentru toate relatările și trecerea în revistă așa unui dosar extrem de complicat și de dureros pentru istoria României. Vă mulțumesc.